Slăvit să fie Domnul! Amin! Iubiți frați și surori, sunt plăcut, surprins să fiu din nou chemat de către fratele păstor, fratele Iosif, să vorbesc din cuvântul Domnului. Îmi place să vorbesc despre Domnul meu. Mulțumesc, frate Iosif, pentru dragostea dumneavoastră și a bisericii acestea pentru mine și familia mea. Sunt bucuros, sunt fericit, sunt binecuvântat de Domnul să fiu cu voi. Vreau să vă spun că iubesc biserica aceasta foarte mult. Când am fost în România, le-am spus fraților de acolo, de la Betel, că tot Betel se cheamă și fosta biserică de pe strada Mestecăniș, de la numărul 52, și le-am spus, fraților, mă bucur că sunt acasă. Acasă în sensul că sunt acasă. Noi mai avem încă casă în România, slavă Domnului, și mergem la casa noastră când mergem. Mai avem copii și acolo. Avem și aici. Și mulțumesc Domnului că ne-a binecuvântat cu mulți copii. N-au fost cât s-aș fi dorit eu. Domnul ne-a dat 4, și după aia n-am mai avut copii. Nu știu ce trebuie să spun și lucrurile astea. Și unii frați din biserică ziceau, băi, Valer și cu soția lui, nu mai vor copii. Vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, să nu intrați la judecăți de genul acesta asupra nimănui. Pentru că și Dumnezeu este Cel care pedepsește astfel de lucruri, vorbirea de rău. Este un păcat care ne scoate din Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci am zis, avem un frate din conducerea bisericii la mine, frate Valer, tu ești aici cu noi, ești acolo unde ești. Și uite ce mă întreabă, surorile, ce să le spun? Spune-le căci noi suntem curați înaintea lui Dumnezeu din acest punct de vedere. Noi iubim copiii și aș vrea să ne dea Dumnezeu mai mulți. Și am plâns înaintea Domnului și împreună cu soția ne-am rugat și am postit. Și după 9 ani, Domnul ne-a binecuvântat un băiat. Valer, cel bine. Apoi au mai venit încă 2 fete, Anca și Monica, și apoi Domnul a dus acasă pe soția mea. Frați și surori, Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta. Amin. Sunt plin de fericire să văd acești tineri repetă, excepțional. Eu vă urmăresc și vă ascult postările lui fratele Florian Blaga, vă fac bine. Și sunt aici cu dumneavoastră și cu acești tineri pentru care mă rog lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu pe mine mă ascultă. Și pe dumneavoastră vă ascultă. Pentru că este scris. Orice veți cere cu credință de la Dumnezeu veți primi. A spus Domnul Iisus. Cereți! N-ați cerut nimic până acum. Cereți! Și vi se va da. Pentru că și eu mă duc la Tată. Asta a spus Domnul Iisus în seara cine? Și orice veți cere de la Tatăl în numele meu, veți primi. Avem cu noi cel mai măresc nume din universul acesta, este numele lui Iisus Hristos. Fiul Dumnezeului celui viu. Care ești biruitor la calvar asupra morții, asupra păcatului. Și El spune Apostolului Ioan, cel care își rezima capul de pieptul la cină, când a spus Domnul, sunt întristat. Sufletul meu este întristat cu o tristare de moarte. Unul dintre voi în seara aceasta mă va vinde. Și nu știu care a fost celălalt, Petru sau Iacob, sau care ar fi fost, chiar făcut semn, întreabă
cine e cel care vine? Ioan, acesta care l-a iubit pe Domnul. Frați și surori, l-a întrebat. Și a spus, acela care va ieși de bucățica aceasta. Acela nu va ieși. În seara aceasta, avem un test aici pentru tine. Este vorba despre un tânăr care a fost și vândut și el. Dar nu cu 30 de arginți, cu 20 de către frații săi. Aș vrea să vă spun, frate și surori, că Dumnezeu ne ascultă. Ne binecuvintează pe noi, copiii noștri, odraslele noastre. Și binecuvintează biserica lui. Nu m-am gândit. Atunci când am venit aici și când am întâlnit ceea ce am întâlnit, începutul acestei biserici, nu vreau să intru în detalii, au fost așa cu frații bătrâni, frații de aici, fratele Vasile Gheonor, fratele Ardelean, ceilalți frați, fratele Besoiu și alții, le știm. Biserica aceasta a trecut prin probleme grele la începutul ei. Era tânără, era firavă, dar Dumnezeu este mare și puternic și mi-amintesc, fraților, ce bucurie aveam noi împreună. Am găsit aici inimi pline de dragoste pentru Hristos și pentru lucrarea Lui. Și mi-amintesc că n-aveam loc de rugăciune. Ne adunam la ora 1, în Basin Brutier, pentru că din Montreal am plecat, nu mai vorbesc cum a fost. Și mergeam afară în câmp. Mergeam afară și făceam servicii de ore de rugăciune. Afară, în parc. La Saint-Laurent, acolo pe undeva. Și ne rugam și cântam și lăudam pe Dumnezeu. Și ne duceam iar la Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu a binecuvântat biserica aceasta. Și vreau să vă spun ceva. Țineți-vă strânși în dragostea Domnului Iisus Hristos. Amin. Și cred că dragostea aceea care a fost atunci între frați, mi-am amintesc că a fost. Dar lăsați-mă să fiu liber, vă rog frumos. Nu mă judecați. S-a întâmplat că a venit o gheață din aia așa de mare, că s-au rupt copace și s-au rupt sârgele de la curent electric și stâlpii, băi, bine? A fost așa o problemă și n-a mai fost curent și oamenii au fost cazați în localuri, cum le-a dus autoritățile, dar frații, a fost așa o unitate de mare și o dragoste. N-am să uit niciodată. Și câte telefoane am primit și cu frații ne-am ajutat și ne-am ridicat și ne-am binecuvântat unii pe alții. Trăiți în dragoste continuare. Mă bucur și slăvesc pe Domnul pentru că văd tinerii aceștia sunt atât de minunat și sunt Domnul să vă binecuvinteze. Să binecuvântați, ai știți de ce? Pentru că biserica aceasta are la baza ei cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este aici, în această biserică. Bucurați-vă de păstori și lucrătorii dumneavoastră, de frații bătrâni, de cei care se străduiesc aici. Și niciodată, să nu vă mai vorbiți de rău. Pentru că diavolul caută să distrugă biserica și caută să distrugă frații și caută să facă rău. Răul de la cel rău vine. Dar noi nu suntem dintre aceia. Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus așa, să vă iubiți unii pe alții, așa. Cum ne-am iubit ea. Este porunca lui. Lăudați să fie Domnul. A rămas dator cu un salut chiar două, un frate, îmi spunea de dimineață, frate Valer, te-am văzut, zice, când ai fost în România, te-am văzut la Bujar. Este adevărat, m-am întâlnit cu frații, cu fratele Moise Ardelean și cu ceilalți frați de acolo și frații v-au transmis salutări. A spus, frate Valer, nu numai în America, ori pe unde ajungi să spui salutările noastre, harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Salutările bisericii și
Noi ne bucurăm de toți acei frați care ne urmăresc pe internet și care sunt alături de noi. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, am vorbit cu fratele Nelu Petraș. Eu cu Nelu Petraș comunicăm mereu, comunicăm des. Mi-a spus, frate, mă duc la Montreal. O, frate Valer, spui la salutări, spui salutări la frații, pot în inima mea, sufletul meu. Pare rău că zice, el n-a ieșit încă, n-a ieșit în Canada decât a plecat. Deci și aceste salutări vă rog să le primiți din partea fraților din Arad și din partea fratelor lui Petraș. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Iubiți frați și surori, aș vrea de data aceasta să avem în vedere căci copiii aceștia și copiii noștri sunt ai noștri și suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de modul în care noi ne ocupăm de ei, de modul în care noi sfătuim și învățăm. Iar ei la rândul lor. Cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel spune așa, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, care vă sfătuiesc, care vă învață, care vă îndrumă, care se îngrijesc de voi. Și când mă gândesc la asta, mă gândesc nu numai la părinții aceștia pământești, și la aceștia, să ascultați de ei. Să nu le întoarceți vorba înapoi. Și le disprețuiește și disprețuiește părinții, se disprețuiește pe personal și Dumnezeu nu comunică cu astfel de tine. Din textul Bibliei din această seară vom auzi despre un tânăr care a fost ascultător de părinți și iubea părinții și părinții iubeau pe el pentru că era un băiat credincios și avea de la Domnul descoperiri, daruri și vederi. Și tânărul acesta, datorită faptului că era ascultător de Dumnezeu, de părinți, pentru că a fost ascultător de părinți, Domnul i-a dat daruri. Fiți ascultători de părinții voștri, dar mai presus și nu numai, ascultați și de părinții voștri spirituali, de cei care se roagă pentru voi. Să știți că frații se roagă pentru voi, biserica se roagă pentru voi, ca Dumnezeu să vă țină în harul și sub binecuvântarea Lui. Pentru că să știți ceva, spunea Apostolul Pavel, Apostolul Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile de ea, pentru că lumea aceasta trece. Lumea trece și trece și pofta firii pământești și celelalte lucruri. Lumea aceasta trece. Dar ceea ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Rămâne în viață. Are viața veșnică. Dragi tine, n-aș vrea să mă judecați, fraților. Dacă vă spun multe din experiențele mele personale, spuneam mai azi, vorbeam cu fratele Iose și spuneam, eu am început să scriu o carte despre viața mea de copilărie, cum așa am început. Sunt la vârsta de 20 de ani, am foarte multe experiențe cu Domnul, am foarte multe lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut și le-am văzut cu ochii mei, vindecări mari, descoperiri prin Duhul Sfânt, lucrări izbăviri date de Dumnezeu. Și am zis, ar fi păcat să le las acolo. Nu prea îmi place să scriu. Dacă aș găsi o metodă cumva eu numai să vorbesc și cineva să scrie sau să înregistrăm cumva. Dar vreau să vă spun ceva. Frați și surori, este bine ca să facem de cunoscut lucrările lui Dumnezeu. Uitați ce spunea psalmistul în Psalmul 78. Zicea psalmistul așa. Versetul 5. Versetul să începem de la început. Ascultă poporul meu învățăturile mele, ia aminte la cuvintele gurii mele, deschid gura și vorbesc în pilde, vorbesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știu, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui, minunile Lui pe care le-a făcut. El a dat o mărturie în Iacob, a pus o mărturie în Iacob și a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în Iacobii
ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea, copiilor lor, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu, să păzească poruncile Lui. Slăviți să fie Doamne! Este bine, fraților, care aveți experiențe cu Dumnezeu, este bine ca să povestiți copiilor dumneavoastră lucrările lui Dumnezeu și să-i învățați ca ei atunci când vor crește mai și vor fi la familiile lor, să știe și ei că există un Dumnezeu al părinților noștri, al strămoșilor noștri. Așa a ajuns Biblia până la noi. Biblia a ajuns până la noi căci Dumnezeu a păstrat în mintea și în inima unor oameni cuvântul și legea lui Dumnezeu. Și prin Duhul lui Dumnezeu au fost descoperite lucrările lui Dumnezeu și așa s-a ajuns să avem această minunată carte. Aleluia. Vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun un lucru. Când eram eu copil, lăsați-mă să vorbesc ceea ce mi se dă. Când eram copil, nu era Biblie la biserică, fraților, una singură. O singură Biblie și aia era veche și așa, degradată. Mi-amintesc când am fost în Arad, am primit eu de un germane de la cineva o Biblie nouă, mare, și atunci m-am dus și am legat-o și am pus pe ea în tecul bisericii de la Hodiș. Eu sunt clujan din satul Hodiș, din județul Cluj. M-am căsătorit la Arad. Și vreau să vă spun, am dat-o numele Domnului să aibă Biblie. Și vineau frații și luau Biblia, câteodată să mai citească acasă și uitau să o aducă duminică dimineața la biserică. Și n-aveau frații din ce să predice. Ce har avem de la Dumnezeu! Ce binecuvântare să avem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu scris! Dar să știți ceva, este o foarte mare greșeală ca să rămână cuvântul lui Dumnezeu scris în rafturile noastre. El trebuie aprofundat, el trebuie studiat, trebuie cercetat, trebuie, așa cum zicea Dumnezeu și cum spunea că i-a vorbit lui Ieremia, zice, când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit. Și el a fost bucuria sufletului meu. Și nu m-am dus, era un tânăr acest Ieremia, un copil la 14 ani. Dar îl cheamă Dumnezeu. Și el zice, când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit. Și el a fost bucuria sufletului meu și nu m-am dus în petrecere. Și am stat singur deoparte că m-am temut. Este important. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, scrie cuvântul Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în cartea Eclesiastului vorbea Dumnezeu acelui om și a spus, umblă tinere pe căile alese din inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi, pentru toate aceste lucruri Dumnezeu te va chema într-o zi la judecată. De aceea, frați și surori, atâta timp cât suntem în viață și Dumnezeu ne-a dat putere, înțelepciune, păi noi citim, avem posibilitatea să citim foarte repede, că suntem învățați, suntem educați. Este important să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Biblia trebuie cercetată, nu citită ca o carte oarecare. Să te oprești și să te rogi și Dumnezeu să-ți dea înțelepciune ca să pricepi, să înțelegi ce zicești. Lăudați să fie numele Domnului. Iubiți mei, frați și surori, dragi tineri, vreau să vă spun, în legătură cu textul citit din această seară, că acest tânăr numit Iosif făcea parte dintr-o familie, cred că știți și voi, vi s-a mai predicat, cu 12 frați. El era al 11-lea. Și tânărul acesta, așa cum v-am spus, era ascultător de părinți și iubea pe Dumnezeu. Îl iubea pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit. Și a dat descoperit
Și tânărul acesta spunea lucrurile rele care le făcea fratelui mai mare, la părinți. Și sigur că exista acolo o familie, ca de obicei, probleme. Păi, dar voi, și ei știau că pruncul ăsta, ăsta pirește și au început să-l urască. Dar tatăl său îl iubea foarte mult. Îl iubea foarte mult pe tânărul acesta și i-a făcut și o haină specială. L-a iubit. Nu știu să zic așa că pe undeva a fost de drept. Unii predicatori zic că a fost de drept Iacob că i-a făcut lui Iosif o haină mai frumoasă ca la ceilalți. Păi da, cum să fii de drept dacă este un copil care te ascult și care se roagă și care Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt și apoi tu să negrijești. Sigur că și eu aș fi fost. Eu nu zic că este nedrept. Că și Dumnezeu a zis, voi cinsti pe cine vă cinstește. Aduceți aminte de preotul Eli? Dumnezeu i-a spus lui Eli că nu va fi lipsit niciodată de un urmaș în slujba lui. Niciodată, zice, nu va fi lipsit. Dar când copiii lui a ajuns mari și loc făceau slujbă la templu și loc să fie niște oameni pocăiți, niște preoți adevărați, s-o ocupau de lucruri slabe, de făceau păcate. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, acelui copil, care slujea în templu, un copil pe care mama lui s-a rugat să-l primească de la Dumnezeu. Câte mame nu sunt aici care n-au copii, să nu ne judecăm. Și câte mame sunt care se roagă să le dea Dumnezeu copii. Și câte mame sunt care se roagă pentru copiilor. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ascultă rugăciunea mamelor pentru copii. Și a taților și a părinților. Slăvit să fie Domnul. Și Domnul i-a dat la femeia aceasta un copil. Și i-a pus numele Samuel. Și când l-a dus acolo la templu, a spus, eu îl dau Domnului pe copilul acesta. Îl închin Domnului, că Domnul mi l-a dat. Pentru că preotul acesta, el, ea se ruga numai așa în șoaptă și a crezut, erau la adunare, erau la jertfă, te s-au dus, i-a rămas lângă ușă și plângea și se ruga. Și iară, el a judecat-o și dacă i-a dus copilul de s-a auzi, când tu m-ai judecat și eu ți-am spus că nu sunt de atât, ci inima mea plânge. Sunt amărâtă, pentru că n-am copii. Domnul mi-a dat copilul ăsta și acum are închid Domnul. Și îl las aici. Și copilul acesta slujea în casa lui Dumnezeu. Copiii să slujească în casa lui Dumnezeu. Și voi sunteți din aceea. Ceea ce faceți voi este o slujbă pentru Dumnezeu. Și vreau să vă spun, Dumnezeu să vă ține tot așa. Să vă ține tot așa. Să slujiți totdeauna Domnului și să ascultați de Dumnezeu. Și vă mai spun încă ceva, trebuie să vă rugați în același timp lui Dumnezeu. Să aduceți slavă și glorie, cântare, rugăciune, slavă și glorie lui Dumnezeu și ascultare de părinți și de biserică. Și de biserică. Biserica are autoritate de la Dumnezeu. Are autoritate. Domnul Iisus a spus ucenicilor săi, și a dat autoritate. Ce veți lega voi, va fi legat și ce? Ce veți dezlega voi, va fi dezlegat și ce? Fiți foarte atenți, căci nu ne jucăm cu Dumnezeu, nici cu Biblia, căci cuvântul lui Dumnezeu este scris prin Duhul Sfânt și nici o iotă, a spus Domnul Iisus, nici o frântură nu va trece. Va trece cerul și pământul, dar ce a scris Dumnezeu în cartea Lui este adevărat și nu va trece. Și Pavel într-o împrejurare oarecare spune, după Evanghelia aceasta, Dumnezeu va judeca lumea. Mie nu-mi este rușine de ea. Eu o propovedesc așa cum este ea. Căci după această Evanghelie, Dumnezeu va judeca lumea, că ea este puterea de mântuire a tuturor acelor care cred. Slăvit să fie numele Domnului! Dar și surori și Domnul îi spune lui Eli, că aici am ajuns, aici am văzut. Tu cinstești mai mult copiii tăi decât pe mine. De aceea,
Îmi pare rău. Voi cinsti pe cine mă cinstește, a spus Dumnezeu. Dumnezeu cinstește pe cine cinstește pe El. Să-L cinstim pe Dumnezeu cu dragostea noastră, să-L cinstim cu iubirea noastră, să-L cinstim cu tot ce avem și putem. Dar când, cum se poate face aceasta? Crezi că cinstești pe Dumnezeu? Cum să-L cinstești? Cum îl slujești pe Dumnezeu? Cinstim pe frații, cinstim pe părinți, cinstim pe mame, cinstim biserica, așa cinstești pe Dumnezeu. Nu putem să spunem că cinstim pe Dumnezeu, că iubim, dacă, frații, noi iubim, biserica, noi iubim, rugăciunea, noi iubim, cântarea, nu ne place. Nu. Asta credem noi, este o pocăință noastră. Pocăința este scrisă aici. Slăviți să fie numele Domnului. Și tânărul acesta ajunge, pentru că ajunge el să fie vândut de frații lui. Părinții îl trimit, tatăl său îi trimite să vadă că ești un păstor și îi trimite pe câmp să le aducă vești. Ce fac ei acolo cu turmele? Era un om foarte bogat. Iacob era un om bogat, foarte bogat. Și îl trimite pe copilul acesta să le aducă vești. Trimite câte mâncare și să duc și îi caută, îi găsește în sfârșit, îi duce mâncare și el a văzut că vine, vine ăsta, ăsta, pântorul ăsta, visătorul ăsta care a visat că el era la câmp și noi și el era la câmp și noi cu părinții și snopii noștri și cu snopii părinților s-au chinat în fața snopului lui. Apoi a mai spus, a avut un vis că a văzut un cerul senin și luna și 12 stele și ce-o văzut el acolo, 11 stele se închinau înaintea lui. Acum îl rezolvăm. Și l-au vândut. Au venit niște izmailiți care mereau cu parfum și cu scorțișoare și cu mirotenii să le vândă în Egipt. Vineau cu căminile din Orient. Și avem un rob. Nu vă trebuie un rob, ba da, cât? 20 de arginți. 20 de arginți l-au vândut și l-au dus pe Egipt. Și l-au vândut la omul de bază a împăratului Faraon, la Putifar, care era slujitorul și administratorul tuturor averilor împăratului. Și tinerul acesta, Domnul a fost cu el, scrie Biblia. Dar s-a întâmplat ceva, disfacta pe la ce vă spun, să vă păziți de păcat. Diavolul a venit să dărâme pe acest tânăr, care avea o conștiință curată, care avea un cuget curat, care iubea pe Domnul, care se ruga și acolo în Egipt, care probabil plângea după mama și tata lui, singur, într-o țară străină, un om vândut. Robii n-au dreptul nici măcar la viață. Stăpânul lor, stăpânul robilor, putea să facă ce vrea cu ei. Și femeia acestui om, demnitar, să-i zic așa, și-a pus ochii pe el și l-a provocat la păcat și el a spus, îmi pare rău. Eu nu pot să fac așa ceva. Stăpânul meu, nimeni nu mai mare în casa aceasta decât el și apoi eu. Și apoi cum să fac așa ceva când tu ești soția lui? Și nu numai, dar cum să pătătuiesc împotriva Dumnezeului meu? Eu sunt copil de eu sunt din Israel, eu sunt evreu. Noi avem un Dumnezeu, avem un stăpân. Avem o lege și nu pot să calc legea aceasta. Și femeia aceasta, pentru că el, mă rog, în sfârșit nu am să dau toate detaliile, ajunge tânărul acesta să fie reclamat. Și ăsta fiind o mare, bineînțeles, imediat a dat tonte și l-a băgat la închisoare. L-a băgat la închisoare pe nedrept. Dar Biblia scrie că Domnul era cu Iosif și la închisoare. Pentru că Iosif era nevinovat și Iosif plângea și se ruga acolo. Și nu știm noi, și nici el nu a știut de ce s-a întâmplat treaba aceasta. Ne descrușește Scriptura mai departe. De ce au fost toate lucrurile acestea? Domnul era cu Iosif și acolo. Și Domnul îi dă și acolo. Mai mare la
închisori. L-a pus peste Iosif, peste toată închisoare. Supervisor. El coordona. Este ce să se facă acolo. În final, vreau să prescurtez vorbirea în direcția aceasta. Ajunge Iosif, frați și surori, după ce face 12 ani de închisoare. Ascultați! 12 ani de închisoare nevinovat. De ce? Pentru că are acuzat să păcătuiască. S-ar putea întâmpla să suferi pentru că refuzi să păcătuiești. Pentru că refuzi să accepți o slujbă cu care nu-i de acord Dumnezeu. Să faci o lucrare care ar putea să te despartă de Dumnezeu și de biserică. Să faci ceva care să supere pe Dumnezeu. Va trebui să suferi. Suferă cu bucurie. Nici o problemă. Căci Dumnezeu îți va răsplăti. Nu vreau să mă dau pe mine prea mult de exemplu, am multe experiențe, dar vreau să vă spun ceva. Tânărul acesta ajunge să fie primul ministru al țării Egiptului, al doilea după faraon, administratorul întregii țări și să salveze familia, să salveze pe tatăl său, pe fiii fraților și întreaga familie. Și la un moment dat vine o fomecă mare în toată area aceea. Păcând Dumnezeu, datorită lui Iosif, a binecuvântat Egiptul cu foarte mult greu. Iosif a avut un vis. Regele a avut un vis. Faraonul a avut un vis. Și se făcea că acolo a venit, era în Nil. Nilul este fluviul care vine din Africa de Nord, din Africa de Sud și colectează multe ape și multe aluviuni, pământ foarte gras și el cum se revarsă atunci acolo și apoi se retrage, ei seamănă și au foarte mare corde. Și-au visat împăratul că din Inil au ieșit 7 vaci slabe, iar pe malul râului erau 7 vaci grase și cele slabe le-au aruncat pe cele grase. Apoi am mai visat 7 spice goale care au înghițit 7 spice pline. Și el se trudea și se arăsta pe cine, cum. Datorită faptului că Iosif a târguit niște vise la niște demnitari la împăratului, vorbesc mai pe scurt, a ajuns să fie dus la împăratul și se spune, eu zice, paharul cu împăratului, zice, am avut un vis că eram la închisoare cu un tânăr evreu acolo și mi-a târguit un vis care s-a împlinit și l-a dus la împărat și a spus, ascultă, domnule, Dumnezeu, zice, ți-a dat un vis, vor veni 7 ani de foamete, de întreberșug și apoi vor veni 7 ani de foamete. Așa s-a întâmplat pe tot ținutul Egiptului, tot Israelul și toată partea aia a intrat într-o foamete cumplită timp de 7 ani. Dar zice, tot timpul ăsta, dacă, zice, ești înțelept, s-a dus greu pentru vremurile de strâmbtorare. Și împăratul ăla, știi ceva? Cine e mai bun decât tine? Cine e mai bun? L-a ales și l-a pus în fruntea țării. Astfel și-a salvat țara, și-a salvat familia și astfel a ajuns poporul Israel în Egipt, unde a stat vreo 430 de ani, după care scoate Dumnezeu. Astăzi nu ce face un tânăr care iubește pe om? Salvează națiune! Poți și tu să salvezi familia ta, să salvezi o situație, să faci o lucrare mare pentru Dumnezeu, să te cheme Dumnezeu la o lucrare pe care să o faci și să te investească în lucrarea aceasta și să ai o răsplată. Nu numai aici! Să ai o răsplată acolo din Împărăția lui Dumnezeu. Vrea să facă Dumnezeu, vrea să vă spun ceva. Aveți un păstor binecuvântat de Domnul, care mi-a spus că vrea ca să se ridice aici în biserica aceasta și chiar, vă rog, rugați-vă și să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să cheme lucrarea Lui, tineri și tinere, frați și surori, care să,
să ducă mai departe în darul Evangheliei, care să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Montrealul are nevoie de Dumnezeu. Sunteți o biserică binecuvântată. Eu am numit-o biserica aceasta. Unde ești, frate Valerie? La Montreal. Dar este biserica? Da, este. Este biserica de la capătul lumii. Eu l-am numit biserica de la capătul lumii. Și când am fost la Arabia, spus, fraților, mă bucur să fiu acasă, mă bucur să vin cu voi. Am venit la Detroit și a spus, fraților, mă bucur iar să fiu acasă. Dar când am venit aici, fraților, dați-mi voie să vă spun, mă bucur să fiu acasă la Montreal. Ok? Mă acceptați. Am și familia aici și v-am pe voi. Și v-am în sufletul meu și în inima mea. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Cred că timpul a trecut și vreau să mă opresc aici. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui aici. Amin. Dorim ca Domnul să binecuvinteze tineretul acestei biserici. Și vă spun, frați și surori, eu le-am spus la frați la Detroit. Vă mai spun un lucru. Mulți ani la Detroit făceam catecheză cu tineretul, cu cei care se botezau. Și mai nou, și le spuneam, bă, fraților, orice problemă aveți, făceam catecheză cu tineretul. Mai nou, au spus, frate Valer, tu nu vorbești limba engleză. Avem aici tineri care nu trebuie să pricep, nu știu limba română. Și, da, mai puneam eu, că erau tineri care știau și românești acolo și mă foloseam de ei și făceam o treabă foarte bună. Da, fraților, îți frate și așa. Acum nu prea știu, nu prea vorbești limba engleză. Și le-a spus, băi, fraților, la noi programele, să știți, un program în engleză și unul în românești. Și tineri alții în românești și după masă în engleză. Nu tot programul după masă, dar e program de limba engleză. Și a spus, băi, fraților, vreau să vă spun ceva. Cu lucrătorii au, nu le-a spus eu la toată biserica să-i blamez pe frații. Le-a spus, băi, fraților, ascultați-vă ce vă spun eu. Eu vin din România. Eu am fost într-o biserică la Mestecăniș. Fratele Iosif știe că a fost și dânsul de acolo și era așa, după ce am lărgit toată sala aia, știți cât a fost de mare? 14 metri pe 14 metri. Atâta, n-am putut mai mult. Dar nu era loc niciodată. Numai patru băi lăsau, băi, lângă astea, că n-are așa cum de stângă. Patru la surori, patru la frați, pentru bătrâni, pentru gravide, pentru... Tăt, scoțeam afară. Așa stăteau acolo, așa stăteau. Unul lângă altul, era plin adunare, n-aveai loc să ieși. N-aveai loc să ieși afară pe coridor. Curtea era plină. Veneau frați și surori de la bisericile din Arie, din Bujac și din alte biserici, veneau tine! Vineau să prindă rugăciunea noastră și cu serviciul de evangelizare. Pentru că turna Dumnezeu puterea Duhului Sfânt și eu umplea de Duhul Sfânt acolo, să făceau vindecări și tinerii erau botezați cu Duhul Sfânt în adunare. A fost secretarul bisericii 14 ani. Și vreau să vă spun, am o statistică. Media de vârstă a bisericii era de 31 de ani. Vă închipuiți ce tineret era acolo? 31 de ani. V-am spus că la început, când ne-am constituit, am fost 34. După 6 ani când am primit autorizația, am fost 750 de membri majori și peste 350 de copii. A binecuvântat Dumnezeu clar de acolo. Și botezam în Mureș și securitatea se plimba pe apă. Că n-avea ce să ne facă. A luat lauf de acolo, de la UCA, de la întâlnirea textilă, care imprima stofile. Și am bătut țărușii în pământ și a făcut o garderobă așa, din lauf pentru surori și o garderobă pentru frați, unde s-au îmbrăcat și noi veneam în mure și botezam. Slăviți să fie Domnul! Amen. Și lucrarea lui Dumnezeu propoși și le-a spus, o vin securitatea și mă întrebea și a zis, băi, Morclat, ce faceți, Domnule? Cum faceți că-i țin să acolo pe tinerii aia? Uite așa stau, curge transpirația pe ei, o sală șnoasă, Domnule, și... Domnilor, veniți să vedeți. Nu, Domnule, explică-ne ce faceți cu ei. Domnule, dumneata ai auzit de Duhul Sfânt? Ce am? Băi, dar de Rusale am auzit. Ei, Duhul Sfânt a fost dat bisericii lui Dumnezeu la Rusale. Și Duhul Sfânt este pe tinerii biserică. Slăviți să fie Domnul! Le-a spus la Detroit.
Băi, fraților, și ceva, eu vă spun. Trebuie să vorbim în limba engleză și să aducem predicatori englezi, mă, nu ca voi, că voi nu, voi le îmbâlbăiți. Dar să aducem predicatori din aia, păstori englezi, specialiști, oameni, domnule, care puternici, care predică la mega biserici. Puteți să aduceți cât vreți. Ceea ce ține pe tine din biserică este Duhul Sfânt. Amin. Pentru că eu zic, hai să facem programe în limba engleză, să nu plece. Să nu plece tineri, să știți, dar știți. Rămâneți în biserică. Și vreau să vă spun ceva. Rugați-vă lui Dumnezeu. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă umple cu Duhul Sfânt și să vă dă putere ca să rămâneți în picioare până la venirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Să mai putem o cântare comună și apoi vom face un